Avem o zi pe care o abordăm așa, la Edi Iordănescu, meciul cu Ucraina. Focul la ei, da? Ce te uiți? Ți-e frică? Mi-e frică că și stau sub locul lui. Focul la ei și dacă e să avem ocazii, zic, să le fructificăm. Știi că în meciul cu Ucraina am avut mult mai mică posesie, mai puțină posesie a mingii și cu toate astea i-am învins. Așa facem și aia. Până la 12, bă, dacă e să marcăm, să punctăm, să șutăm, să vedem cum decurge ziua. 20 iunie, caniculă! Bună dimineața din nou tuturor! Într-adevăr, am colorat din nou harta. Nici o zi nu trece fără aceste coduri. Da, asta cred că e cel mai rău. S-ar putea să dau, sau poate chiar și mâine și în weekend. Am pus chiar codul portocaliu. Acesta este pentru mine, pentru că mă gândesc la Lando. Așa, dacă tot s-a dus Dani acolo să-mi facă și mie o intrare. Nu am înțeles. Înțelegi că e pe culoarea portocaliu? Dar tu când te duci? Când ajungi? În la iulie. La final de iulie, nu? La jumătatea lui iulie. Mm-hmm. Așa, spunem că avem acest cod portocaliu pentru că meteorologii ne aduc în continuare disconfort termic accentuat și, bineînțeles, vorbim de temperaturi ce ating 39, poate chiar 40 de grade și atenție la umbră și în celelalte regiuni unde codul este galben, vorbim de disconfort termic și aici temperaturile sunt crescute 35, 36, 37 până la 38 de grade. Ceva mai răcoare avem prin nord-estul teritoriului și poate și pe litoral. Este posibil să avem și ceva înnorări și precipitații, mai cu seamă prin zonele montane, prin Carpații Orientali. Dar lucrurile acestea se întâmplă mai spre seară. Pentru ziua de mâine, meteorologii de asemenea ne aduc vreme frumoasă. Mai scad puțin temperaturile, într-adevăr, dar în continuare vorbim de caniculă, mai cu seamă prin sud-vestul teritoriului, unde maximele ating până la 37-38 de grade și de asemenea, în continuare, seara este posibil să avem parte de precipitații cu fenomene electrice, dar vor fi izolați și în anumite zone. Pentru sâmbătă, duminică, vorbim de vreme fierbinte, în continuare vom atinge chiar 38, 39, 40 de grade vom resimți prin sudul și sud-vestul teritoriului. Este foarte indicat dacă n-aveți treabă să nu ieșiți din casă, stați la umbră și vă hidratați în tot weekendul. Iată. Mulțumim tare mult!